sunt aici, este un joc de copii, o mascarată. The waves keep on crashing on me for some reason. But your love keeps on coming like a thunderbolt. Întrebările sunt aranjate. Da, și în 2009 ați greșit anul. Să răspundeți la acesta fotografia. Da, să uitați să vă deschideți. Să le deschideți. Să nu ne mai bage fumul în gură. Puteați să spuneți că nu l-am dreptul la ridică și nu-l dădeam. Dar nu ați vrea o frază de ridică. Dreptul la replică e drept la replică la un insultă, domnule! Bun, marea problemă este că eu cred că numai noi am fost spectatori la această emisiune. Campania de din aceste zile. Puneți camerele, vă rog, iată, Băsescu homosexual, da? Iată aici, să trăim bine, sodomia salvează România, afișele fluturașii PSD-ului distribuit. Acest, sau mai mult, Băsescu violatorul. Domnule Băsescu, ăsta este europeanul Adrian Năstase, domnule. PSD-ul șantajează cu copil pe casă. Pe Teodor Solucan am întrebat. Mi se pare inadmisibil că ceva ce domnul Băsescu... Propagandă murdară pentru care Adrian Năstase mai bine ar umbla în salopetă decât în costum. Sigur că trebuie să încep printr-un zâmbet pe care încerc să-l adresez pensionarilor care fără îndoială au descoperit între Adrian Băsescu în ultima vreme un mare apărător. Despre puturoși. Eu mă refeream la puturoșii din PSD și nu la pensionarii pe care i-am apărat tot timpul. Și eu vă avertizez să nu mă insultați, pentru că voi reacționa pe măsura insultelor pe care mi le-am. Textul primat cu litere de șoc. Adrian Năstase, un bolnav periculos, protagonist al mai multor casete video, în care apare participant activ, de fapt pasiv, la orgii homosexuale, una e filmată la un club de pederași din Anglia, unde Bombonel se hârjonește cu mai mulți hândrălei, toți în pielea goală, dar el consumă și cocaină. Nu mai continuu pentru că nu vreau să violentez și mai tare urechile telespectatorilor. Vreau să văd și eu cine mai spune de acum că n-a avut loc o întâlnire directă între Adrian Năstase și Traian Băsescu. Asta seara. Iar la american chiar nu am văzut așa ceva, nu? Trecem la următoarea întrebare. Administrația prezidenții. Întrebări sunt. Slavă Domnului! Nici eu n-am trăit din muncă de partid. Nu. L-ai mai susținut pe Ceaușescu, așa, să nu, n-aibă opoziție. Dacă vrei să începem okay, să discutăm okay, nu, pe cine, nu mai ai, susținut, nu, nu pe cine ai susținut la Anver, nu, nu mai dacă vrei discutăm despre detaliile astea. Discutăm, la Anver eu mi-am servit vedem, țara. Ai spus despre da, problemă pe care o avem, hai să vedem care e problema. Avem o problemă, știi care e marea problemă? Povindă. Nu, asta mă tot întrebam așa, dar marea problemă pe care noi doi o avem e nu numai că am fost amândoi membri de partid. Poate până la urmă nu-i
o rușine, un rău să fii membru de partid într-un stat comunist. Ăsta era statul atunci. Drama este că n-avem voie să rămânem tot cu mentalitatea aia și după 15 ani de când nu mai e comunism în România. Iar tu mă convingi în fiecare zi că nu ești capabil să înțelegi că instituțiile astea trebuie să funcționeze singure. Bun, dacă îmi dai voie, atunci deci, să spun că marea mea dezamăgire în ceea ce te privește este că n-ai înțeles după atâția ani că trebuie respectate regulile totuși. Regula și este să funcționeze instituțiile și nu să mi-l scoți pe...